Hello! Ce-ți place cel mai mult la meseria ta? Îmi place să descoper lucruri noi despre mine prin personajele pe care le joc. Dacă nu l-ai fi interpretat pe Lucian, ce alt rol din serial ți-ar fi plăcut să interpretezi? Dacă tot m-ai întrebat, procurorul... Ce greșeli ai curajul să recunoști că ai făcut de-a lungul timpului? Multe. Care este lucru fără de care nu poți să trăiești? Științific vorbind, aș spune apa. Psihologic vorbind, aș spune somnul. Bună, Daniel! Hello! Bine ai venit la Catine! Bine v-am găsit și mersi de invitație! Spune-mi ceva despre tine care să nu fie știut de nimeni altcineva. Ai intrat așa în plin în informațiile secrete. Nu știu ce să spun despre mine. Oamenii știu multe lucruri despre mine pentru că mă văd peste tot, peste unde apar eu, pe unde apar eu. Ce-ți place cel mai mult la meseria ta? Tot îmi place. Nu știu dacă pot să pun punctul pe ei, pe ceva. Pot să spun lucruri care nu-mi plac la meseria mea, dar lucruri care îmi plac... Îmi place să descoper lucruri noi despre mine prin personajele pe care le joc. Asta e fascinant și îți dai seama că eu mi-am dat seama acum cu rolul Lucian din Adela că am foarte multe lucruri în comun cu el. Ceea ce mă sperie. Adică asta chiar mă sperie. Pentru că el nu e tocmai the good guy și modul de a reacționa și modul de a pune problema și modul de a manipula și de a ironiza și de a fi cinic. Wow, da. Păi hai să ne gândim la trei asemănări între tine și Lucian și trei deosebiri. Păi ți-am zis deja asemănările. Că sunt cinic de foarte multe ori, că pentru a obține ceea ce vreau. Asta e și o calitate și e și un defect, adică e și ceva bun și e și ceva rău în chestia asta, că sunt foarte determinat și ca să obțin tot ce vreau, uneori folosesc și arma manipulării, ceea ce, da, o recunosc, așa e, împușcați-mă. Și un al treilea lucru, nu renunță până nu obține ceea ce dorește. Adică merge până în pânzele albe, no matter what. Eu n-am ajuns încă să fac crime, dar raportat la miza, el are miza cu televiziunea, eu am o miză mai mică, deci automat nu ucid ca să... Și nu o să ucid niciodată. Și trei deosebiri? Deosebiri? Nu ucid pentru scopul meu. Nu-mi place să fiu tot timpul la costum. Eu sunt puțin mai free, mai wild în viața mea. El e foarte stiff în ceea ce privește viața lui și lucrurile lui. Și Lucian are și un... Ce am dezvoltat noi pe parcursul serialului are și un pic de OCD, ceea ce eu n-am. Adică în momentul în care se enervează, nu știu dacă ați observat, care v-ați uitat, sunt sigur că ați observat, că în momentul în care se enervează, și asta am construit-o cu regizorii serialului, în momentul în care Lucian se enervează, automat se agață de ceva și trebuie să-l pună în ordine. Poate să fie un pix, dar trebuie să-l pună la linie sau să fie, habar n-am, niște hârtii, dar să se focusează toată atenția lui către hârtia aia sau către pixul ăla sau către linia aia încât să se elibereze de tot ceea ce e în jurul lui. E un soi de OCD. Cum evoluează Lucian în noul sezon Adela? Bă, bineînțeles că nu o să spun. Dar n-am cum să spun așa ceva. Și nici nu vreau să spun și nici nu vreau să vă spun pentru că vreau să vă uitați. Adică nu o să vă spun eu, am venit aici la revista Catine și o să vă spun totul despre Lucian. Nu, vă uitați și o să vedeți. Na. Ok, cum l-ai descrie pe Lucian? Din perspectiva ta. Din perspectiva mea? Da. Un băiat foarte smart. Care
efectiv calcă pe cadavre pentru a obține ceea ce își dorește și care step by step începe să iubească, dar iubește sincer și iubește, e iubirea aia sinceră și iubirea cu adevărat care contează. Nu e o chestie de azi pe mâine, nu. Chiar iubește sincer și cu toată ființa. Și da, e gen și romantic puțin, parcă voi trebuie să mai stați, trebuie să mai aveți răbdare. Nu știu când veți vedea interviul ăsta, dar trebuie să mai aveți răbdare. Te-a ajutat într-un fel personajul Lucian în viața ta personală? Interpretarea rolului lui Lucian te-a ajutat? Ideea e că abordarea pe care am avut-o împreună cu regizorii pentru rolul ăsta a fost inspirată din viața mea. Mai mult aș spune, eu am ajutat niște lucruri și eu am completat niște lucruri la nivel psihologic în momentul în care aveam nevoie să adăugăm nuanțe sau substanță anumitor momente și anumitor acțiuni ale personajului. El pe mine nu mi-am făcut încă, dar cred că am o listă de oameni din societatea noastră, așa, pe care i-aș... Da. Care este rolul pe care l-ai interpretat de-a lungul timpului, care este provoace foarte tare? Aș fi vrut să spun în alt context, dar uite că ești fericita câștigătoare de a afla. Bine, apropiații mei știu chestia asta și oamenii de la serial știu asta, producătorii, regizorii și așa mai departe. Încă n-am declarat-o, dar pot să arunc așa o... În toamnă am filmat un serial istoric pentru o platformă mare. Și acolo am jucat un personaj istoric din Evul Mediu, anii 1456-1462. Dacă știți cumva cine, eu nu spun cine. Dar v-am dat hint-o. Și m-a super provocat, pentru că în primul rând a fost în limba engleză. Și a fost o producție mare, când zic mare, cu M mare, 6 episoade în care eram rolul principal negativ. Pentru că mulțumesc, Doamne, mulțumesc, mamă, asta e. Dar mie îmi plac, adică prefer rolurile negative, pentru că parcă au... un twist. Da, și au mai multe nuanțe, se pot juca mai mult, mă rog. Sau poate doar, e doar părere, dar îmi plac. Și a fost super, super greu, dar în același timp o super provocare și rolul ăsta, ideea e că rolul ăsta m-a cam urmărit pe mine de ceva timp și era în mintea mea tot timpul și eu la un moment dat mi-am zis, nu, eu trebuie să fac asta. Și from nowhere a venit și am zis, ok, bine, now that's a challenge, hai să vedem. Și a fost o super experiență, poate una dintre cele mai faine experiențe pe care le-am avut pe platou de filmare. Am stat 3 luni în Turcia și am filmat 6 episoade, sezonul 2 al acestui serial. Dacă nu l-ai fi interpretat pe Lucian, ce alt rol din serial ți-ar fi plăcut să interpretezi? Oh! Dar toate au o chestie specială, toate au un ceva al lor, toate au o candoare și în același timp o complexitate și o răutate. Nu există rol bun sau rol rău sau mic sau mare. Toate au câte ceva, dar cred că, habar n-am, nu știu,
nu știu ce să zic, nu m-am gândit niciodată, dar acum, dacă tot m-ai întrebat, cred că procurorul Lascu, Răzvane, nu vreau să-ți iau rolul, dar dacă m-a întrebat, am răspuns. Tu ești bine acolo, eu sunt unde trebuie aici. Când a fost ultima dată când ai făcut un lucru pentru prima dată? Acum, la începutul lunii ianuarie, am închiriat o vilă prin Râșnov, pe undeva pe lângă Râșnov, o vilă de 12 persoane sau ceva, pentru că mi-a plăcut mie arhitectura și am închiriat-o doar pentru mine și pentru iubita mea. Adică n-am mai făcut asta, n-am mai închiriat o casă întreagă doar pentru mine. Deși, da, a fost fun, chiar a fost fun. Dar și acolo, în casa aia, am acceptat, eu nu cânt de obicei, cânt într-un spectacol, într-un spectacol de teatru, într-o comedie muzicală, dar în rest, nu. Nu. Oricine are voce, dar mai bine nu. Și m-a convins să facem karaoke. Așa că eu, care nu prea cânt în general și la karaoke, no way, m-a convins într-o seară să cântăm la karaoke. Deci da, se întâmpla prin ianuarie. Așa, mi-am mai adus aminte de ceva ce am făcut tot așa pentru prima oară. Înainte de Crăciun, când m-am întors din Turcia, am vrut să văd neapărat un film la cinema și am închiriat pentru prima oară sala de cinema și am văzut filmul respectiv împreună cu iubita mea. Ce loc? Pentru prima oară.